Haideți să vedem ce va declara. Doamnelor, suntem singurul post de televiziune care transmite. Te rog, te rog, Roxana. Te rog. Da, spuneam, Mihai, că avem în imagini în exclusivitate, iată, cu acest tânăr de 40 de ani, dus de urgență la Spitalul Floreasca. Domnule, ce s-a întâmplat acolo? Un polițist, un jandarm m-a băgat cu capul în scaun și aveam și tricolorul pe cap, țipam după aer și efectiv simțeam că mor. Gata, de ce ați refuzat, vă întreb, să purtați mască de protecție, că iată unde s-a ajuns. Vă spun eu de ce, să-i spuneți Patriarhului Daniel să cheme lumea de Paște la biserică fără mască. Că pentru ei am ieșit, n-am ieșit pentru mine. Care este mesajul pe care îl transmiteți românilor, domnule? Nu trimit niciun mesaj. Mergeți la biserică, fraților, fără mască pe bot, că nu mă lasă să intru în ambulanța asta fără mască. Mâine ați mai protesta? Dar tot timpul o să protestez. Vor să-l aresteze, vor să-l aresteze, Roxana? Cum vă simțiți? Care vă e starea de sănătate? Am tensiunea mare. Vor să v-au reținut? Vor să vă aresteze? V-au reținut cumva? Păi, sunteți reținut? Ne-au dat amenzi, fabrica mea. Okay. Da. Rămâneți cu imagini de aici, pentru că vă spuneam ceva mai devreme. Vlad Hosu, doamnelor, domnilor, unul dintre cei mai buni avocați din România, îl apără, iată, pe acest tânăr de 40 de ani. E evident apărătorul său ales și, până la urmă, crede până la capăt în nevinovăția clientului. Domnule Vlad Hosu, bună seara. Vreau să-mi spuneți dacă a fost reținut clientul dumneavoastră. Bună seara, nu. Acum va fi condus la spital și după aceea va fi condus la parchet. Bun, vreau să-mi spuneți ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, nu s-a întâmplat altceva decât într-adevăr o contravenție care a fost comisă de către clientul meu, în sensul că nu a purtat o mască, și o altă contravenție, într-adevăr, pentru că nu a dorit să se legitimeze. Ceea ce s-a întâmplat în legătură cu neportul măștii este legat de o problemă de sănătate a sa, în sensul în care are fire de sutură în gură, acesta fiind motivul pentru care nu a purtat mască. Bun, dar avea o adeverință medicală? Pentru că, iată, spuneți că avea ceva probleme de sănătate? Nu avea o adeverință medicală. Deci n-a putut să justifice, cumva, să le demonstreze că are o problemă? Nu, nu. Ce ne puteți spune despre el, despre dumnealui, despre persoana asta? Este o persoană cu studii superioare, bine integrată din toate punctele de vedere, din punct de vedere social. Ceea ce a făcut a fost să protesteze. Din punctul meu de vedere, este un drept al său să protesteze. Nu înseamnă că solidarizez neapărat cu convingerile pe care le are, dar într-adevăr pot să spun că solidarizez cu ceea ce i s-a întâmplat, care din punctul meu de vedere a fost o reacție exagerată din partea jandarmeriei în raport de atitudinea sa, care nici pe departe nu era una violentă care să necesite o astfel de intervenție în forță. Dar a refuzat să se legitimeze. Da, este adevărat. Este adevărat. Dar acest lucru este o contravenție. Și jandarmii l-au bruscat, că de asta ați și chemat ambulanța? Sau? Ambulanța a fost chemată de către clientul meu. Are într-adevăr anumite leziuni care sunt generate de imobilizarea sa. Imobilizarea sa, bineînțeles, este un drept din partea autorităților într-o astfel de situație. Nu putem să contestăm acest drept, dar ceea ce se va întâmpla în continuare, am înțeles că este vorba despre o sesizare din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, este mult prea mult față de atitudinea sa, pentru că am văzut și eu acele filmări la televizor. Din punctul meu de vedere, nu manifesta o agresivitate care să necesite. Ultima întrebare, regretă că s-a ajuns aici? Nu am apucat să discut atât de mult cu el din cauza stării de sănătate. Mulțumesc, Vlad Hosu, pentru toate aceste, informații. Se va merge la Spitalul Floreasca, spuneam, iar mai apoi la parchet. Vedem dacă cu propunere de arestare preventivă, ori măsura control judiciar sau măsura arestului la domiciliu. Atât de aici, de la secția 10. Mulțumesc foarte mult, Roxana.